Vicepreședinte. Bună seara, doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție emisiunii de Inactualitate. Invitatul meu în această seară este prim-vicepreședintele Pro-România Vâlcea, Adrian Sandu. Bună seara, bine ați venit! Bine te-am regăsit, Valeria. Bună seara! Chiar vorbeam înainte de emisiune că încurcate scăile politicii românești și dincolo de partea care ar putea să ne amuze, ne întristează pentru că în fond tot ce se întâmplă acum la nivel național ne afectează direct, direct, direct pe fiecare dintre noi. Dar, domnule Adrian Sandu, haideți să discutăm așa. Două partide conduse de doi foști prim-ministri. Pro-România, partidul lui Victor Ponta, care a trecut pragul și a intrat, are europarlamentar, și al doilea ALDE, condus de Călin Popescu Tăriceanu, până mai ieri partener de guvernare cu PSD-ul, împărțind toate și spunând că, nu cum era fotografia aia, viitorul arată bine, nu? Când făceau bugetul, care acum, despre care acum spune că are un deficit de peste 9 miliarde, da. În sfârșit, și noastră vă luați de mână, că s-a semnat un protocol la București. Pentru ce vă luați de mână, ca să zic așa? De ce credeți că s-a semnat acest protocol? Păi, în mod logic și normal, protocolul ăsta s-a semnat pentru a da o mai mare forță acestei alianțe, nu? În momentul în care semnezi un protocol, gândești în perspectivă și gândești că aduci un plus de valoare alianței care s-a format. Normal, și așa? Acum, eu nu pot să analizez protocolul ăsta decât la nivel local. Și la nivel local, vreau să vă spun că și partenerii noștri de actualii parteneri de coaliție, ca să spun așa, adversarii au, de ieri, partenerii de azi, așa da, e în politică. Așa e în politică, da, dar vreau să spun că există și oameni valoroși în ALDE. Nu, în ALDE mă refer la organizația județeană, la Vâlcea. Nu mă refer acum la nivel național. Nu, eu nu am nicio îndoială. Eu nu vreau, sigur, putem discuta și așa bucățică cu bucățică pe plan local ce înseamnă. Dar la nivel național, Pro-România, un partid în plin avânt, care venea pe fondul nemulțumirii votantului de stânga față de PSD. Și eu cred că nu s-au schimbat foarte mult aceste lucruri. Vine pe fondul nemulțumirii. Un partener care alături de PSD-ul clasic a contribuit la situația actuală a României. Pentru că pe zi ce trece, este la iveală, suficiente informații credibile că țara a fost foarte prost guvernată și în dezinteresul nostru al cetățenilor. Ori domnul Tăriceanu nu poate să vină în campania, chiar susținându-l, chiar dacă a renunțat la președinție. Și nu pentru că a vrut să demonstreze, ci pentru că sondajele, după ce ei sub 5 la europarlamentare, nu prea mai pot să ai pretenții. Veți veni în campanie, mână de mână, mânuță de mânuță, să spuneți ce bine e cu Mircea Diaconu și ce bine e cu partidele dumneavoastră și alianța dumneavoastră și ce rău este PSD-ul care a guvernat atât de proști, alții și ceilalți așa. Da, ipocrizia politică întinsă. Da, bine, eu cu toate că tu mă provoci să discutăm de planul național, eu vreau să mă refer tot la plan local. Pe plan local vreau să spun că noi am fost în campanie, ne-am întâlnit cu echipele ALDE în campanie, așa cum spuneam, au și oameni valoroși. Acum, pe de altă parte, ca să îți dau totuși un răspuns la întrebarea ta, era mai bine să ne alegem noi oamenii din ALDE cu care vrem să colaborăm și care veneau către Pro-România și care o parte chiar veniseră către noi. Acum, din păcate, va trebui să luăm tot. Și oameni buni și oameni mai puțin buni. Și valori și oameni mai puțin valoroși. Dar asta e. Cred că vom ajunge la un dialog, așa cum spuneam, la nivel local. Există, au oameni valoroși care au și demonstrat că, dacă nu mă înșel, au luat, au depășit pragul la Vâlcea, au făcut 5% și asta arată un anumit potențial. Cred că la nivel local vorbim de o alianță benefică pentru cele două partide și împreună vom fi mult mai puternici cu procentele noastre, cu procentele lor. Chiar am făcut o analiză și vreau să vă spun că noi avem organizații acolo unde ei n-au și ei unde noi n-avem. Deci ei vin în completare. La nivel local mă refer încă o dată, particularizez. La nivel național bănuiesc că s-au făcut niște calcule și faptul că în momentul de față
Tăriceanu a ieșit de la guvernare, înseamnă că a analizat profund ce a însemnat această guvernare și a conștientizat și a considerat că e mai bine să plece acum și să se alieze cu un partener puternic. De ce să nu spunem? Să reducă pierderile. Bun. Păi nu, așa că Tăriceanu a analizat ce înseamnă această guvernare, nu... Dar a analizat acum la spartul târgului și de ce n-a analizat când era alături de ei și când se luau toate acele decizii, inclusiv celebra ordonanță care a dus economia de râpă și cu toate celelalte, și atunci era total de acord și avea încredere în geniul partenerului de guvernare. Acum a realizat și speră să... Deci cu ce față iese totuși, dacă spunem că acest pro-România, care este condus de Victor Ponta și care a înțeles din greșelile trecutului, că dumnealui a declarat-o. Cu siguranță, așa, da. Nu cu se ce va mai față întoarce în PSD, iese cu ipocrizie politică și să spunem, știți, noi n-am știut, noi am fi vrut. Spunea Norica Nicolae că a fost un parteneriat de formă când era Dragnea, nici nu, încă nu. Adică acum să spui, pe de ce n-ai ieșit mai devreme? De ce ai stat la putere și la Ciolan și pe ministere și pe funcții în momentul în care nu, ceva simțeai că scârție? Acum când vezi că efectele electorale au fost confirmate de alegerile din 26 mai sunt atât de catastrofale, acum ieși? Eu nu contest și te rog frumos să nu, că eu știu că vrei să fugi de analiza asta la nu, modul nu, ăsta. Nu, nu vreau să fug de analiza. Păi nu, dar e altfel de politică. Ideea e următoarea, dacă... Păi nu, dar cu ce ipocrizie mergeți împreună în campanie să susțineți... Dacă ții minte, Victor Ponta de mult a făcut niște afirmații și a, să spunem așa, a adresat... către ALDE un mesaj prin care le spunea să părăsească această guvernare. Iată că în momentul de față a fost ascultat și ALDE a ieșit de la guvernare. Eu acum nu pot să analizez dacă e bine că au făcut-o acum sau trebuia să o facă mai demult. Nu, eu nici, nici măcar nu mă interesează dacă e bine sau rău. Pe mine mă interesează care este plusul de valoare pe care îl aduce la pro-România ALDE. Păi, în afară de oamenii de pe plan local, despre care sigur și eu am păreri bune despre foarte mulți dintre ei, dar nu asta om cu om, ci ca imagine la, ca imagine în ansamblu. Ca imagine în ansamblu, încă o dată, nu mă pune să analizez ce a făcut ALDE și... Da, hai să vorbim un pic despre lideri. Atât Călin Popescu-Tăriceanu cât și Victor Ponta au fost doi premieri care, în momentul când au condus guvernul, au luat niște măsuri care au dus la, să zicem, o relativă bunăstare. Și au fost niște măsuri foarte bune. Ai căutat mult prin tolba asta ca să găsești argumente pro. Acum, când aveți congresul? Pe 8? Avem congresul pe 8, da. Și probabil la congres se validează și acest protocol sau deja cu siguranță se va valida, bănuiesc, acest protocol la congres. Nu ți ascund că avem și în rândul organizației noastre păreri pro și contra. Chiar astăzi am avut o ședință și mâine o să avem alta și vineri una cu coordonatorii noștri județeni, cu coordonatorii localităților din județ. Se vor analiza toate aceste aspecte, dar nu ți ascund că avem un curent pro și contra aceste alianțe. Mai mare este curentul contra și chiar am avut colegi care astăzi îmi spuneau că la congresul din data de 8 se vor ridica și vor merge și vor pune aceste probleme în plenul congresului. Nu știu dacă se va ajunge la lucrul ăsta. Dar bine ar fi, că ar însemna o dezbatere democratică autentică. Cu siguranță, da. Ei sunt hotărâți, vor face acest lucru. Dincolo de aspectul ăsta, am spus-o și astăzi am avut și o întâlnire cu doi lideri marcanți ai ALDE Vâlcea. Eu îi consider lideri pe Adrian Bușu, care este vicepreședinte Consiliului Județean, și pe Remus Grigorescu. Sunt niște oameni valoroși pe care eu am vrut la Pro-România dintotdeauna. Și pe care ALDE i-a dat cam dat afară. Și pe care, da, nu știu, acum, ALDE i-a dat afară, acum nu știu ei, situația lor. Bun, ei n-au venit la Pro-România. Nu au venit la Pro-România. Dar eu acum ei nu sunt nici în ALDE. Da, mi-aș dori foarte mult să vină alături de noi și chiar într-o discuție pe care am avut-o astăzi cu Adi Bușu, i-am spus, eu sunt un om de echipă. Și dacă tu vii alături de noi, eu o să propun colegilor din biroul județean să susțină o candidatură la Consiliul Județean care are mai multe șanse. Adică dacă aș candida eu și ai candida și tu, cu siguranță tu ai luat mai multe voturi. Și atunci merg într-o echipă câștigătoare. Îți recunosc valoarea și aș merge cu tine la candidatură la Consiliul Județean și o să fiu pe locul 2. Adică decât să
merg într-o echipă care pierde mai bine, merg într-o echipă care câștigă. Asta a fost ca un exemplu. Deci ceea ce încerc eu să spun... Deci i-ați oferit domnului Bușu... Nu, a fost o discuție de principiu. Potențialitatea candidaturii la președinția Consiliului deci, Județean. A fost un... ce vreau să spun prin acest exemplu? Că a fost o discuție informală, a fost o discuție prietenească, nu m-am dus acolo să discut... Cu oferte clare, da. Cu oferte clare, nu. I-am spus în felul următor și ceea ce vreau să înțelegi din exemplul ăsta... E foarte important să lucrăm în echipă și vreau să spun că și în ALDE sunt oameni valoroși și la noi sunt oameni valoroși și e foarte important să identificăm acești oameni valoroși atât la nivelul Pro-România cât și la nivelul ALDE și să ieșim cu această echipă care poate aduce voturi. Deci nu, eu nu mă cramponez de o candidatură la Consiliul Județean, la primărie sau nu știu, un oricare îi postează. Prefer să știu că există o persoană care e cotată cu un anumit procentaj, mai mult decât aș putea să iau eu și atunci vin în echipă cu acea persoană, mergem amândoi și cu siguranță vom avea de câștigat mai mult decât aș merge eu sau ar merge altcineva care și-ar pune, ar zice, nu, eu sunt, am obținut la locale ca Pro-România 1,8% la municipiu și nu trebuie să vină de la noi candidatul. Nu, facem un sondaj de opinie, vedem care e mai bine poziționat și acela va candida. Cred că lucrurile nu s-au schimbat. Putem face o echipă cu actuala conducere a ALDE Vâlcea, eu așa cred, au oameni valoroși care pot și înțeleg să lucreze în echipă. Cu siguranță sunt și la noi și la dânsii sunt și oameni care nu înțeleg să lucreze în această echipă. Avem persoane care au venit de la ALDE. Nu știu cât de bucuroși vor fi ei de această... De care s-au despărțit. Da. Exact. Dar cred că totuși vom putea să armonizăm și aceste, să zicem, animozități, ca să nu le spun altcumva. Cu alte cuvinte, ești optimist. Cu alte cuvinte, sunt optimist. Și... revin la plan local, sunt optimist că împreună putem face o figură frumoasă atât la nivel local, la nivelul organizațiilor locale, la nivelul primărilor municipale și comunale, dar mai mult la nivel de județ. Încă o dată, nu știu care este situația clară în momentul de față în ALDE Vâlcea, pentru că așa cum îmi spui tu, au fost excluși și niște... Da, s-a scris toată presa, e publică. Acum nu știu cum s-a tranșat la nivel național, uite că nu mai știu care a fost, dacă cum s-a validat și nu. Dar ca idee, problema este publică, nu că o spun eu de pe surse. Problema e publică. Mie, dacă este real ceea ce scriu ziarele și s-a validat într-un fel la nivel doctorul național, Neamu, este o pierdere pentru organizația juniorul lor. Nuică, Adrian Bușu și Remus Grigorescu. Erau cei patru... Din câte am vorbit eu cu Adrian Bușu astăzi, el nu este exclus din ALDE. Acum nu știu, mă rog, sau chiar dacă a existat o decizie în acest sens, el o va contesta. Decizia există, dar există perioada aceea în care poate să conteste în forurile interne ale partidului. Da. Asta știam că se va contesta, da, pentru că era firesc. Și din punctul meu de vedere, dacă pleacă Adi Bușu și Remus Grigorescu, e o pierdere pentru ALDE și, bineînțeles, și pentru noi într-o alianță pe care, așa cum știți, astăzi a fost semnată de lideri la nivel național. Dar, încă o dată spun, dincolo de aceste lucruri, eu consider că este un câștig la nivel, cel puțin la nivel local, această alianță. Cu amendamentul pe care l-am spus și la început, că era mai bine să ne alegem noi oamenii care să vină la noi, nu să luăm practic tot grupul. Dar eu cred că vom reuși să armonizăm cele două partide la nivel local și vom face o figură bună la alegerile care urmează, începând cu, bineînțeles, cu alegerile prezidențiale. Acum, sigur că între Călin Popescu-Tăriceanu și Victor Ponta există, să nu folosesc un cuvânt urât, există o veche colaborare politică pe diverse planuri, că toți alegătorii de dreapta dezamăgiți de Tăriceanu și aduc aminte când el s-a dus pe scările Palatului Victoria la Victor Ponta după ce Crin Antonescu a părăsit și a avut susținere. E foarte interesant ce au negociat și în ce măsură au negociat. Pro-România este un partid care are șanse să crească pe fondul degringolate în care din se PSD, află PSD. Corect, da.
Iar ALDE e un partid în disoluție. Ieșirea de la guvernare fără acest parteneriat și așa, să vedem câți vor rămâne dintre parlamentarii ALDE la ALDE, că probabil că vorba aceea, cum spunea cineva, se va ieși la cumpărături în vederea viitoarei moțiuni care se prefigurează. E foarte, foarte interesant ce se întâmplă. Până la urmă, pe scena politică, câte la guvern va fi, nu se știe. Vom vedea acum ce va fi și cu această guvernare. Cu ce mandat și cu câți delegați mergeți la Congresul din 8 septembrie? Toate aceste chestiuni le vom stabili mâine și poimine, când vom avea mâine o ședință de birou executiv județean, iar poimine birou executiv lărgit, la care vor participa și coordonatorii. Noi avem coordonatori, 7 coordonatori la nivel județean, care au fiecare responsabilitate o serie de localități. Deci mâine vom avea o ședință a biroului județean cu birou împreună cu biroul municipal, iar poi mâine o ședință a coordonatorilor și a biroului județean, ședință la care se va decide câți delegați vor participa la congres. Dacă ar fi să avansez o cifră, cred că vom, având în vedere că la ultimul congres înainte de europarlamentare am avut aproximativ 80 de delegați, acum cred că numărul va fi puțin mai mare, având în vedere că organizația județeană Vâlcea a ocupat locul 12 la nivel național, un loc onorant. Prin siguranță. Și asta demonstrează că suntem o organizație puternică. Ca să arătăm și de atunci, de la europarlamentare, a mai trecut ceva timp, am mai constituit niște organizații. Și vreau să vă dezvăluie acum, bineînțeles, fără a da nume, că au venit alături de noi oameni din zona USR-ului, chiar câteva organizații s-au alăturat alături de noi pe fondul unor neînțelegeri care au existat acolo, nu m-a interesat acest lucru, da, dar au venit alături de noi pe zone unde noi n-aveam structurile constituite. Deci au venit ca o mânușă practic aceste organizații. Ne bucurăm, sunt oameni valoroși, oameni cu potențial, pentru că i-am analizat pe fiecare și i-am integrat în rândul membrilor noștri și nu pot decât să mă bucur încă o dată, spun lucrul ăsta, și de venirea acum a colegilor de la ALDE. Deci eu zic că ne întărim și ne întărim constant. Deci la nivel... Da, aș vrea să știu dacă din PSD, de la europarlamentare până acum, au venit oamenii către ALDE. Către Pro-România aici la Vâlcea. Deci nu au venit fizic, ca să spun așa, deci nu au semnat adeziunea, dar... Și astăzi am discutat cu un primar PSD, un primar cu notorietate la PSD, care până acum, deci m-a oprit pe stradă și mi-a spus o să vin și eu la voi, mă rog, recomandat de secretarul executiv al partidului, de domnul Văcaru de la Gorj. Și ca el sunt mulți alții care și-au exprimat, și-au manifestat dorința de a veni alături de noi. Menționez încă o dată, nu avem adeziunea persoanelor. E normal persoanelor, că fiind primar, nu. Exact, dar... Dar eu alte cred persoane că vor... în afară de primari, așa, oameni obișnuiți din PSD au venit? Au venit oameni obișnuiți din zona PSD-ului, nu oameni cu foarte mare notorietate, adică nu avem cu oameni care au deținut funcții sau, mă rog, nu, dar așteptăm să vină în continuare, am niște semnale și cu siguranță vor veni. Pe de altă parte, eu nu mizez foarte tare pe venirea unor... venirea masivă a oamenilor care sunt în PSD Vâlcea. Pentru că, de ce să nu recunoaștem, PSD-ul la Vâlcea este un partid puternic. Și nu cred că... În mod sigur ei nu vor părăsi, că au un bazin electoral, un bazin electoral încă puternic. Noi am reușit să rupem din acest bazin electoral un procent, eu spun, destul de important, care cu siguranță va crește constant. Spun asta deoarece la fiecare ședință de birou municipal și la birou județean avem primiri, avem validări de adeziuni, chiar de organizații, așa cum spuneam. Deci ceea ce mi-arată mie că totuși este o emulație către Pro-România și cred că va fi din ce în ce mai mult pe fondul de gringolade care există acum în PSD.
Știi ca și mine că totuși situația e la Vâlcea o situație particulară. Aici există o alianță între PSD și PER, deci e o organizație puternică. Nu pot să, nici nu-mi propun. Eu vorbeam ca principiu, că dacă principiu analizăm pe plan local, situațiile sunt diferite, de la un județ la altul, exact, de la localitate la altul. Au venit oameni, nu atât de mulți la cât ne așteptam noi să vină din partea, dinspre zona PSD-ului, dar au venit, sunt oameni cu potențial, oameni buni și sperăm să mai vină. Deci, așa cum spuneam, am avut discuții cu primari, cu liderii locali, care cu siguranță vor veni, nu pot să vină acum, dar în ianuarie, când mai sunt 6 luni până la alegeri, cu siguranță o să vedeți că vor veni alături de noi. Da, după sărbători, așa se vor așeza lucrurile. Luăm o scurtă pauză publicitară, doamnelor și domnilor, și revenim cu Adrian Sandu, prim vicepreședinte Pro-România Vâlcea. Poate să racoleze în momentul ăsta oameni, deputații ALDE care vor dori să-și păstreze anumite privilegii, mă rog, sau... Pe oricum, Ramona Mănescu a rămas în Ministerul de Externe. Da, bine, de un caz singular în momentul de față și am înțeles că nu mai fi trecut un senator, dar... Da. Practic, acum se va vedea cât de coagulat este ALDE la nivel național și cu ce forță va putea veni în această alianță. Pentru că dacă te-ai uitat la declarațiile celor doi lideri, spuneau ieri la televizor că vor funcționa ca un grup parlamentar, deci vor lua decizii împreună, ori dacă parlamentarii ALDE vor pleca, practic va rămâne grupul Pro-România. Acum, este un nucleu dur în jurul lui Călin Popescu-Tăriceanu, nucleu dur care s-a dezlipit din PNL și l-a urmat, Vosganian cu probleme, Gerea cu problemele lui și tot așa mai departe, Chițoiu, aceeași e bineînță cenușie. Da, cel mai principal, omul cel mai important din de la ora actuală. Daniel Chițoiu și mulți alții care sigur vor rămâne în jurul lui Călin Popescu, deci Norica Nicolai, Renate Weber a primit un ciolănaș la Avocatul Poporului. Așa, văd că și încearcă să facă, adică e ceva mai vizibilă decât fostul avocat al poporului, care se dădea lovit, plecat în concediu sau bolnav când era câte o problemă delicată în România. Vom vedea dintre parlamentarii care li s-au alăturat pe diverse căi și așa câți vor analiza că situația nu este deloc roză, deci ei... În afară de acest protocol semnat, riscau să se piardă și candidatura lui Tăriceanu ar fi fost un mare fiasco, o spun cu toată certitudinea, indiferent cât de mult creditează cei care țin la el. Călin Popescu Tăriceanu și-a cam epuizat potențialul politic. Sigur că într-o alianță și vorbind despre mari realizări înainte de criză, când a gândit atât de catastrofic economia României, nu, în sfârșit, da, asta este, românii vor analiza această ieșire și vom vedea practic la vot, vor aduce un plus în această alianță, vor aduce cu siguranță, sau... vom vedea ce se întâmplă. Pentru că eu mă gândesc așa, bun, am văzut protocolul s-a semnat acum pentru susținerea unui candidat comun la alegerile prezidențiale în persoana independentului Mircea Diaconu. Cum s-a făcut? Că s-a pus problema, chiar discutam aici. Acum, deci Victor Ponta ne-a spus de fiecare dată când ne-am întâlnit la congres sau când a fost prezent la Vâlcea că nu va candida la prezidențiale în acest an. Nu era momentul. Nu era momentul, da. A spus că se pregătește pentru 2024, deci aici lucrurile sunt clare. Pe de altă parte, un lider de partid trebuie să-și asume o candidatură. Aici nu putea să propună pe altcineva care să candideze, pentru că, așa cum e și normal, liderul partidului, și vedem în mai toate formațiunile, că liderul își asumă această candidatură.
mai până la urmă și împins și forțat de împrejur să-și asume candidatura. Ești liderul partidului, automat îți... Și cred că varianta susținerii unui independent, un independent cunoscut de populație, este cea mai bună variantă pe care o putea lua Pro-România. Și acum, bineînțeles, și alianța care s-a creat. Eu nu spun că o să câștigăm prezidențialele, dar spun că vom face tot ce va ține de noi ca și organizație județeană pentru a aduce un plus acestei candidaturi. De altfel și Mircea Diaconu a spus că are nevoie de logistica celor două partide pentru a candida. Eu vreau să vă spun că susțin această candidatură, o consider o candidatură bună și o alternativă chiar la Iohannis. Sincer da, vă spun. Da. Acum avem acum, un modelul... sigur că dacă nu credeți în candidatul propus și susținut de partid, chiar nu are sens, dar cam care este scena acum? Claus Iohannis, susținut de PNL, Dan Barna, USR Plus, da, Viorica Dăncilă, Viorica Dăncilă până vom vedea până sta viitoare. Da. Dacă își mai menține candidatura. Așa, susținută de PSD, paleologul susținut de PMP, care este o figură foarte interesantă. Da, e o figură pitorească, dar cred că... Nu mai pitorească, crede-mă, nu. Valoarea sa intelectuală bate pe multora da, din multe siguranță, puncte de vedere. Da, totuși eu cred că Băsescu ar fi trebuit să-și asume el candidatura sau... Păi Băsescu e onorific. Sau onorific, da. Nu, să-și asume... Păi da, nu, Tomac, acum exact, o figură pitorească este și Mircea Diaconu. Hai să fim serioși. Nu știu de ce ar fi mai pitoresc paleologul decât Diaconu. Adică să fim serioși. Ba chiar paleologul mai are niște experiențe în domeniul politic dincolo de mâncat bani buni în Parlamentul European, pe care actorul acesta, care a fost memorabil în rolurile jucate și dezamăgitor ca... Ana spune că dezamăgitor, nu, și asta nu e datorită faptului că este candidatul pe care îl susține Pro-România. Nu, n-a spune dezamăgitor. Eu zic că a avut niște, cel puțin în ultima perioadă ca europarlamentar, a avut niște lor de poziție și am văzut niște emisiuni în care a fost invitat și a pus punctul pe rană. Adică pe ce îi plăcea postul de televiziune la care l-a invitat. Am văzut și am ascultat cu atenție. Eu încă consider, că a avut niște lor de poziție pertinente, dincolo de faptul că ai spus că a fost un bun actor, ceea ce e incontestabil, toată lumea, așa e, poate că avem nevoie de astfel de oameni, avem nevoie să ne descoperim valorile din anumite domenii. Nu știu, poate... Pro-România încearcă modelul Ucraina, dar nu cred că e nicio similitudine. Da, nu, pentru că modelul Ucraina, nu știu dacă candidatul lor a avut un partid în spate și și-a asumat candidatura. A fost așa, născut din spuma televiziunii și a unui serial. Da, nu, eu cred că și a unui serial, da. Putem să facem o paralelă, dar depinde până unde facem o paralelă. Bun, a fost o vară interesantă vara asta, pentru că dincolo de alte veri în care mai era, tot timpul s-a întâmplat ceva pe scena politică și a trebuit să vă organizați din mers, cumva. Cu ce zestre acum, după această vară? Am stat de vorbă și cu președintele de la municipiu, cu domnul Persu. Cu ce zestre? Cât ați crescut? Că s-au făcut analize, nu? Da, pe un sondaj intern am crescut cu aproximativ 2% de la ultimile alegeri, vorbind de europarlamentare, în condițiile în care nu am afișat un candidat nici pentru Consiliul Județean, nici pentru primărie. Deci s-a făcut un sondaj, vom mai face un sondaj, nu vă ascund acest lucru, la sfârșitul anului sau începutul anului următor, care va poziționa clar și va va determina candidatul atât la primărie cât și la Consiliul Județean. Lista e deschisă pentru oricine și asta spuneam și astăzi într-o ședință pe care am avut-o la biroul municipal. Lista e deschisă oricui. Vom pune acele nume pe sondaj. Vom face un sondaj profesionist făcut de o echipă de sondare din București. Nu vom lucra cu
adică vrem să avem o marjă de eroare cât mai mică și vom și vedea potențialul. Și să nu vă minți, să exact, vă căciula, exact, da. Dar pe sondajul nostru intern în momentul ăsta am crescut cam aproximativ cu 2%. Nu știu cât ne va aduce această alianță în plus sau în minus. Eu sper să fie un plus, așa cum spuneam, în ceea ce privește și fac o analiză a organizației județene, ne completăm în ceea ce privește organizarea. Noi avem organizații puternice în anumite localități, alte are organizații puternice tocmai în localitățile în care noi nu avem. Și consider asta ca un plus, ca un câștig. Vom vedea la primul test care îl reprezintă prezidențialele ce scor vom reuși să obținem la nivelul județului și, bineînțeles, și raportat la nivel național și în funcție de acest scor ne vom pregăti potențialii candidați pentru alegerile locale. Mai mult decât atât, ce vă spun? Am crescut ca și în teritoriu, ca și forță organizatorică. A fost totuși o perioadă de concediu, o perioadă de relaxare, cu toate că s-au întâmplat multe pe scena politică. Să nu uităm că totuși a fost și o perioadă de relaxare. Cu toate acestea, v-am spus, avem primiri de noi membri, avem organizații care au venit la noi, nu multe, dar în localități cheie unde nu aveam, de altfel am și căutat să primim acolo unde suntem mai slab organizați. Aveți în toate localitățile în momentul din județ? De față avem în toate localitățile din județ, chiar astăzi am constituit într-o localitate unde chiar nu aveam, deci avem în toate localitățile din județ. Dar așa cum spuneam, avem organizații foarte puternice, mai puțin puternice și organizații la nivel de câțiva membri, nuclee, ca să le spun așa. Dar faptul că avem în toate localitățile este un plus și cred că ne va ajuta să creștem de acum încolo și în acele localități. Da, e o muncă de făcut, munca internă organizatorică. Dar acum, dacă am ascultat și spuneai că vei merge cu o echipă câștigătoare, dar ținta politică a lui Adrian Sandu, care și el a făcut tot diverse încercări politice. Ținta politică, în primul rând, este Consiliul Județean. Dar, așa cum spuneam, se va face un sondaj de opinie și funcție de acest sondaj de opinie vom vedea care este cel mai bine clasat candidat al nostru care va candida la președinția Consiliului Județean. Dacă sondajul de opinie va arăta că eu sunt cel mai bine clasat candidat, cu siguranță voi asuma această candidatură. Adică voi intra în bătălia cu Constantin Rădulescu, cu Cristian Buican și cu cine o mai apărea. Cu siguranță. Dar așa cum spuneam mai devreme, sunt un om de echipă și dacă constat că va veni alături de noi un om cu notorietate, cu un potențial electoral mai puternic, cu siguranță el va fi candidatul nostru. Deci prefer să fiu pe locul 2 într-o echipă câștigătoare decât pe locul 1 într-o echipă mai puțin câștigătoare. Nu o să spun acum că sondajele, în toate sondajele, conform acestor sondaje, vom intra în Consiliul Județean și în Consiliul Local cu cel puțin 2-3 consilieri. Deci dar, clar veți avea, deci, da, dar de aici până la avea, câștigarea... Dar de aici până la câștigarea unei funcții de vicepreședinte și targetul este, dacă nu funcția de președinte, care, așa cum am spus, este un lucru destul de greu realizabil în momentul de față și suntem conștienți de lucrul ăsta. Acum că se votează cum se votează. Da, va fi o funcție de vicepreședinte. Asta este targetul pe care Adrian Sandu are în vedere în momentul de față, la nivelul județului. Dar pentru asta, așa cum spuneam, trebuie să atragem alături de noi valori pe care să le punem în valoare și să reușim să câștigăm cât mai mulți consilieri. Bine, acum toate partidele aleargă după valori. Da, cu siguranță și... Dacă ar sta să cântărească cineva de ce să vină la pro-România, care ar fi argumentele pro? Argumentele pro-România ar fi, în primul rând, că la momentul de față suntem o echipă de profesioniști. Fiecare... sunt valori în domeniul lor de activitate. Am căutat să coagulăm o astfel de echipă, că vorbim de sfera business-ului, că vorbim de, economic, de social, de medicină, de inginerie, deci fiecare în domeniul lui de activitate a demonstrat că e valoros. Și asta o spun oamenii cu care am venit în contact și dacă vrei, chiar particularizez și spun cazul meu. Am foarte multe persoane care mă apreciază, multe persoane care vin la cabinet, chiar m-au văzut și în emisiunile de televiziune și la tine și la celelalte posturi.
au venit și au depus adeziunea. Am rămas foarte surprins când am întrebat, dar de ce ați venit să vă înscrieți în Pro-România? Păi v-am văzut că sunteți... Datorită. Da, v-am văzut pe dumneavoastră, atât pe Facebook cât și în emisiunile televizate. Mi-a plăcut cum analizați problemele și am venit alături de dumneavoastră. Ceea ce e un lucru foarte important. Nu spun că sunt multe persoane în... Dar dacă eu aduc, să zicem, 100 de persoane, colegii mei aduc fiecare câte încă 100 de persoane, eu zic că suntem, avem un potențial de creștere și un potențial de a... Deci ăsta ar fi primul argument. În altă ordine de idei, așa cum spuneam, la noi chiar funcționează democrația. Dacă cineva din birou executiv sau cineva din... un membru simplu vine și spune... Mie nu-mi place atitudinea pe care o are Adrian Sandu ca și prim vicepreședinte. Trebuie să lucreze acolo și acolo. Ne adaptăm și acestei situații. Ascultăm părerile tuturor. Au venit, să știți, din teritoriu cu o grămadă de idei pe care o să le vedeți transpuse în practică la nivelul comunităților respective. Și nu vorbesc de președinții de organizații. Au venit oameni, membri ai organizației care au spus, uitați, în comuna mea ar trebui făcut lucrul ăsta. O idee foarte bună. Și o să le vedeți transpuse în practică, cel puțin... Prin candidații, consilierii... Prin candidații și consilierii pe care îi vom avea, aceste puncte și... propuneri pe care le-au prezentat oamenii. Sunt oameni care au zis, nu vreau să candidez, dar vreau să țineți cont de părerea mea. Asta consider eu că are nevoie comunitatea mea. Avem și persoane care au fost nehotărâte, au venit în partid, alături de noi, iar după alegerile europarlamentare au spus, da, m-am hotărât, vreau să candidez. Unii au spus lucrul ăsta deoarece nu s-au așteptat la amploare pe care va lua Pro-România și la scorul pe care îl vom obține. Au venit alături de noi tot așa, din prietenie, din apreciere, văzând scorul de la care am ajuns, și ca să particularizez, vă spun un exemplu clar, la Băile Orănești, colega noastră care e președinte de organizație acolo, m-am chinuit să o conving înainte de europarlamentare, hai că tu vei fi candidatul nostru, ce mă, eu știu ce să zic, și ulterior acum a venit și zis, da, candidez, sunt hotărâtă, vreau să candidez, vreau să fac ceva pentru comunitate, văd că am susținere, văd că am luat un scor bun aici, nu mă așteptam la scorul ăsta, dar am luat un scor bun și asta m-a determinat să înseamnă că oamenii ne apreciază, nevoie, da. Au nevoie de noi și în comunitățile mici vă dați seama cum e. Toată lumea știa cine Sigur este președintele da. Nostru de organizație și atunci votul a venit pe un val de simpatie și către președintele nostru. Și atunci este foarte important că există această dorință în momentul de față de a candida. Sunt oameni, unii dintre ei care chiar nu au mai făcut politică, sunt oameni noi, oameni care au fost determinați de atât de conducerea județeană, cât și de, bineînțeles, de Victor Ponta, să candideze. Nu vă ascund că astăzi am avut și situații inverse. După aflarea alianței, am primit o serie de mesaje de la doi lideri de-ai noștri din județ, dezamăgiți. Unul dintre ei chiar mi-a spus dintr-o localitate din sud, îmi spune, știți ce eu vreau, cum pot să plec din Pro-România? Și îi spun, dar de ce vrei să pleci? Păi nu mi se pare normal ce se întâmplă la nivel central, nu-mi place alianța respectivă. Și am zis, bun, eu zic să mai aștepți, să ai încredere că atât conducerea de la nivelul județului, cât și Victor Ponta a făcut o strategie în ceea ce se vede în momentul de față, strategia va fi o strategie, o consider foarte bună și o să vezi că nu e nevoie să-ți dai demisia. Și atunci îmi spune, da, să știți, uite, m-ați convins, o să mai rămân să văd ce se întâmplă. Da, avem și astfel, da, avem și oameni că... probabil că sunt și animozități între exact, oamenii între, acolo, da, reprezentanții de la Alde, de acolo, din localitate da. Și se da. Gândesc că vin alegerile că vin și alegeri că vor trebui vor să aibă pe listă. La o parte. Nu, da. Că vor, chiar că vor fi dați la o parte, da. Dar eu țin să spun următorul lucru. Noi am demonstrat la alegerile locale prin scorul pe care l-am obținut și încă o dată repet, la europarlamentare, da, îmi cer scuze, 1,8% la nivel municipal și 7% la nivel județean, ne clasează totuși deasupra celor de la ALDE, care au obținut și un scor bun, ca 5%, da. Da. Dar orice negociere se va porni, eu consider că se va ține cont de acest Acum, rezultat. Eu mai am un amendament aici. Acest protocol a fost încheiat pentru susținerea
susținerea lui Mircea Diaconu, candidatului, pentru că dacă această alianță va continua și pentru alegerile locale și parlamentare, vă crește pragul. Probabil că până atunci se va renegocia, se va rediscuta, se vor face altfel înțelegerile. Cu siguranță. Eu văd, acum este pur părerea mea și pe care o avansez, nu pot să, nu este, mâine vom ști sigur opinia partidului. Ca om politic trebuie să ai și păreri personale, numai ceea ce... Eu văd în viitor, nu știu dacă la alegerile locale sau la cele parlamentare, dar văd o fuziune. Deci vom fi ca un singur partid, bineînțeles cu cooptarea în structurile de conducere a liderilor ALDE, liderilor reprezentativi, și eu văd ca o fuziune în viitor. Nu știu dacă asta se va materializa, vom vedea cum vor decurge lucrurile, dar toate indiciile pe care le avem până în momentul ăsta duc la această concluzie. Da, mai e drum, ceva drum lung. Da, până... deja am făcut o proiecție. Da, da, e dar ceva. Dar asta e părerea ceva. Mea. Care este, ca să zic așa, care sunt punctele care se vor discuta la congresul din 8? În primul rând, susținerea candidaturii lui Mircea Diaconu la prezidențiale. Pentru asta a fost convocat congresul. Congresul e convocat de V-ați mult apucat timp. Să strângeți semnături? Pentru... Nu ne-am apucat încă. Consider că punctul zero va fi congresul. Atunci vom stabili și strategia și vom începe și strânsul efectiv de semnături. N-ar trebui să fie o problemă pentru noi, pentru că și la europarlamentare ne-am apucat destul de târziu de strâns semnături și am făcut o figură frumoasă. Am strâns un număr suficient de semnături. Asta și datorită faptului că avem organizații în toate localitățile. Atunci chiar nu aveam în toate localitățile și tot am reușit acum, să strângem. Acum având e cu atât, acum mai... E cu atât mai ușor și de ce nu și faptul că avem alături de noi pe cei de la ALDE ne va da... Deci asta va fi susținerea... Deci primul punct și cel mai important, susținerea candidaturii lui Mircea Diaconu și bineînțeles având în vedere evenimentele de pe scena politică, se va discuta și protocolul ăsta de fuziune, se va practic, se va statua pentru că protocolul nu de, de fuziune, de alianță, da? Da, 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 se va discuta. Visez cumva, bați mai dincolo de timp, așa. Da, exact. Se va discuta și se va da un vot în favoarea acestei alianțe. Cu siguranță va fi așa. Pentru că așa, pentru că așa știu că erau prevăzute și câteva probleme interne care țin de statut, care țin de organizare da, internă. Da, da, s-a spus și de amendamente la statut, da, și de organizare, bineînțeles, de organizare internă. Dar cred că punctul principal și... Dar datorită așa va... se va, cumva, cred că se va restructura ordinea congresului. Da, deci, da. Cu siguranță, cu siguranță. Unde se va ține pe 8? Nu știm exact unde se va ține, cred că tot la Romexpo, unde l-am ținut și pe cel precedentul congres. E o sală destul de încăpătoare, mare, deci cred că tot acolo va fi. Nu am informațiile, cred că mâine vom afla mai multe de la președintele, de la coordonatorul județean, de la domnul Răzvan Cotovela, care se va afla mâine și poi mâine în Vâlcea cu prilejul celor două ședințe de birou executiv și de ședința coordonatorilor și atunci săptămâna viitoare vom putea spune mai multe, vom putea și în ceea ce privește alianța și în ceea ce privește participarea noastră la congres, vom putea da mai multe detalii. Păi ce să zic, nu-mi rămâne decât să vă doresc succes la acest congres. Dar pe plan local, cum vedeți lucrurile? Cum vedeți? Că, sigur, și pe plan local veți face niște analize și sondaje și opțiuni. Acum există două forțe importante, PSD-ul și PNL-ul. PNL-ul care chiar a luat un scor mai bun decât da, PSD-ul, acum... dar sunt două partide puternice, cu structuri puternice în teritoriu. Pe lângă asta, iată, Pro-România, ALDE, care și el s-a organizat și are și parlamentar, adică există o... Cum la o analiză așa pe plan local... La analiză pe plan local, acum nu vă ascund că împreună cu Răzvan Cotovele am avut... acum ceva timp, o serie de discuții, în principal cu PNL-ul, cu Cristi Buican, și am solicitat, am venit cu propunerea să existe un sprijin la alegeri, dar în ce sens? Noi am vrut, în principal pentru alegerile europarlamentare, să monitorizeze un pic și voturile noastre atunci, în momentul când nu știam că vom avea reprezentanți în toate secțiile. Acum lucrurile sunt clare, avem reprezentanți în secții, dar
dacă... Și prin cooptarea ALDE e mai greu dialogul cu PNL-ul? Eu știu, nu cred că e mai greu. Acum, dacă ei sunt hotărâți să aibă un dialog cu noi, și noi vom putea avea un dialog, mai ales că suntem un partid de opoziție deschis oricărui dialog cu alte partide de opoziție. Alte demersuri nu s-au făcut până în prezent. Vom stabili această în ședințele noastre pe care le vom avea și alte strategii. Acum nu cred că vom mai putea să discutăm foarte cu... să avem un dialog cu USR-ul, având în vedere că au venit niște organizații la noi și da, eu sper să mai vină. Nu știu. Asta este speranța mea. Dacă dânsii vor fi deschiși dialogului, vom încerca să avem un dialog și cu ei, dar având în vedere ce s-a întâmplat și în Parlamentul European când s-a opus participării noastre într-un anumit grup și a trebuit să intrăm în alt grup, cred că totuși acolo lucrurile sunt delicate în ceea ce privește colaborarea noastră cu USR+. Dar nu excludem această posibilitate. Noi la Vâlcea suntem deschiși pentru orice... Ați vrut să intrați în grupul condus de Cioloș? Da, și s-a opus, mă rog, dintr-o manieră care a fost comentată la momentul respectiv atât de președintele nostru, de domnul Victor Ponta, și a spus ce era de spus. Nu ni s-a părut o manieră tot mai constructivă, mai ales că eram două forțe de opoziție care puteam să dăm un plus de valoare grupului respectiv. Chiar dacă noi avem numai doi europarlamentari, erau niște oameni deosebiți. Nu veneam cu persoane care n-ar fi făcut cinste oricărui grup parlamentar. Dar trecând peste asta, de asta am spus că e un pic mai problematic. Deși noi vrem să colaborăm cu orice forță de opoziție care acceptă această colaborare, că nu poți să colaborezi dacă nu ești acceptat. Deci nu. Deci dar deschidere există. Da. Interesant. Deci aveți două zile fierbinți. Vine coordonatorul regional, coordonatorul județean, domnul Răzvan Cotovela. Chiar și regional, a spus foarte bine că regional, da, se ocupă și de Sibiu și de Argeș și de Vâlcea, da. Dar este coordonator desemnat pentru Vâlcea, președintele organizației județene. Așa. Așteptăm cu clarificări, cu informații noi despre această alianță, despre congresul care va avea loc și săptămâna viitoare, dacă mai facem mai emisiune, putem să detaliem mai mult. Vorbim cu siguranță. Da. Păi ce să zic, succes domnule Adrian Sandu, doamnelor și domnilor, în această seară despre Pro-România, alianța cu ALDE și despre cum vede prin vicepreședintele Adrian Sandu motorul aici la Vâlcea al Pro-România, cumva, că recunoștea și domnul Mihai Persu că ați contribuit mult la coalizarea echipei de la Pro-România. Să-i urăm succes și dumneavoastră o seară răcoroasă, până mâine seară toate cele bune. Mulțumesc tare mult! Mulțumesc și eu! Seară bună!